Două zodii vor avea noroc la bani la începutul lunii august, după o perioadă lungă de insuccese. Nativii din aceste zodii vor avea noroc la loto, la jocuri de noroc sau vor primi creșteri salariale. Conform știri de Cluj.ro, cu toții știm că persoanele născute sub semnul zodiei Capricorn sunt muncitoare și ambițioase, dar nu mereu au avut parte de tot ceea ce și-au dorit. Din cauza problemelor financiare, acești nativi au șanse să facă foarte mulți bani pentru că au noroc la loto și jocuri de noroc. Cu atât mai mult, acești nativi au depus multă muncă la job și acum a venit vremea să fie răsplătiți pentru toate eforturile prin creșteri salariale. Ei au multe vise pe care probabil că nu au reușit să le îndeplinească, dar de acum viața lor se va schimba. Chiar dacă vor avea orice vor și nu vor duce lipsuri, persoanele născute sub semnul zodiei Capricorn nu vor uita de unde au plecat, iar bineînțeles că îi vor ajuta pe cei apropiați la nevoie. Persoanele care sunt născute sub semnul zodiei Leu sunt iubitoare de atenție, dar totodată și de bani. Ei au multe dorințe pe care vor să le îndeplinească, dar până acum nu au avut ocazia. Ei bine, viața acestor nativi se va schimba complet la începutul acestei luni. Nativii zodiei Leu vor avea parte de noroc la bani și vor câștiga chiar și la loto ori la jocuri de noroc. Ei se vor distra pe cinste vara aceasta și de acum nu se vor mai confrunta cu probleme de natură financiară. Acești nativi au avut și multe lipsuri din cauza banilor, însă norocul este de partea lor, iar viața li se va schimba complet datorită faptului că vor avea sume la care nici măcar nu îndrăzneau să viseze, relatează știri de Cluj.ro.